chestie pe care am învățat-o când am fost în Spania și în Italia. Dau la diversificare ulei de măsline. Și ghiși ce, copiii aia, când ajung la 10 ani, nu pot mânca alt tip de ulei. Ei știu că ăla este gustul pe care trebuie să-l simte când pui în mâncare. La noi este exact invers. Uleiul n-ar trebui să aibă gust. Și este de obicei o chestie grețoasă pe care n-ar trebui să o consum ca atare, că n-ai cum. Pentru că noi am crescut cu ulei de floarea soarelui rafinat. Asta am știut. Uleiul rafinat de floarea soarelui n-are gust, n-are miros și este greu de consumat ca atare. Nu-l bei, că îți vine să vomiți. Care e faza la ulei de copii? Faza la uleiul de copii este mai degrabă legată de amar. Știi? Trebuie să provină dintr-un soi și e de obicei pe bază de arbechina, care nu este amar. Pentru că orice copil mic, amarul pentru noi, creierul nostru consideră că amarul are legătură cu ceva stricat sau ceva care nu este bun pentru sănătate. Și atunci când este foarte amar, este greu de acceptat de un copil. Și atunci, e simplu. Este un ulei care este făcut pe bază de arbechina, are 3 soiuri în compoziție și este foarte gustos. De fapt, este foarte ușor de ingerat ca atare. Și are desenele astea frumoase pe el. Ce contează? Ceea ce contează, pentru că avem clienți care ne zic: copilul nu mă mai lasă să iau din uleiul meu. E al meu, este cu prințesă, e al meu și nu ți-l dau. Dacă vrei, tu ia-ți altul. Ne place să credem că de foarte devreme începe educația în gust și un astfel de ulei de fapt ajută copiii să înțeleagă ce gusturi sunt bune și să se educe de fapt de-a lungul timpului în mâncare mai bună. Găsești cel mai bun ulei de măsline pe Freshful. Hai pe site sau în aplicație.